Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a anunțat finalizarea unei investiții care s-a făcut prin bugetare participativă la inițiativa cetățenilor. Este vorba de modernizarea străzii Barbu Ștefănescu de la Vrancea din cartierul Ițcani. Lucian Harșovski a arătat că pe strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea s-au efectuat lucrări de decopertare a stratului de pământ și aplicarea unui terasament compatibil cu un drum carosabil până la cota zero. Viceprimarul Sucevei a subliniat că tot în Ițcani se află în lucru și strada Micșunelelor. Lucian Harșovski a ținut să menționeze că sistemul bugetării participative este unul care dă roade. Bugetarea participativă reprezintă parteneriatul dintre administrația publică și suceveni, implicarea acestora în mod activ prin idei, sugestii și propuneri. În 2018 a fost făcut primul pas către acest proiect de primarul Ion Lungu, când împreună am mers în toate cartierele din municipiu pentru a discuta cu cetățenii. Ne ținem de cuvânt, iar proiectele propuse de suceveni, în urma dezbaterilor avute, chiar se realizează. Proiectele din cadrul bugetării participative continuă, a precizat viceprimarul Lucian Harșovski.